S-a amânat Comitetul Executiv Național, așa cum am promis, ieri am terminat evaluarea miniștrilor, așteptăm acum Comitetul Executiv Național, pentru că, așa cum știți, suntem un guvern politic, noi am fost investiți toți, inclusiv eu, prin votul Comitetului Executiv Național și după ce voi expune activitatea în ansamblu, pentru că prima dată ne interesează să vedem care este stadiul îndeplinirii programului de guvernare, voi discuta despre fiecare minister în parte și în urma unui vot dat de Comitetul Executiv Național vom lua decizii. Va fi un vot și evaluarea dumneavoastră este gata. De ce s-a amânat acest comitet executiv despre care toată lumea știe că va fi săptămâna aceasta? Vă dați seama că acest comitet executiv nu va discuta numai despre evaluare, mai trebuie să purtate discuții și cu cei care vor veni dacă vom face schimbări și cu siguranță vom face aceste schimbări și atunci trebuie totul cumpătat cu foarte multă atenție pentru că să nu uităm, de la 1 ianuarie 2019 România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene și avem nevoie de experiență și expertiză în acest sens. Frans Timmermans, până la 1 noiembrie urma să-i transmiteți un răspuns la acea scrisoare cu... La toate cele 18 puncte pe care le-a ridicat domnul prim-vicepreședinte Frans Timmermans, mâine vor pleca către Bruxelles și vom avea o discuție cu dumnealui după ce va vedea răspunsul detaliat pe fiecare obiectiv în parte. Un răspuns care este? Eu nu-mi permit ca să mă implic în ceea ce privește justiția. Am dat răspunsurile în funcție de cele susținute atât de Ministrul Justiției cât și de Comisia Juridică din Parlamentul României. Deci nu am spus părerea unuia sau altuia, am dat răspunsuri aplicate, pliate pe realitatea existentă. Deși este gata această evaluare și se cere din PSD, se cere de mult această remaniere guvernamentală, de ce se tot amână în continuare? Aveți o explicație pentru care se tot amână? Am spus acest lucru, am menționat că am terminat evaluarea, că am făcut această evaluare nu legată de anumite persoane, ca să încerc să nu fac speculații legate de anumite persoane. Am făcut o evaluare în funcție de îndeplinirea măsurilor din programul de guvernare, dar și în funcție de cele 115 măsuri despre care am vorbit la Congresul Partidului Social Democrat. Urmează să expun această evaluare în cadrul Comitetului Executiv Național. Vom hotărâ împreună cu conducerea partidului când va avea loc acest Comitet Executiv Național. Avem multe nume de miniștri care ar putea să plece. Ne puteți confirma măcar dacă este într-adevăr așa, dacă situația stă așa? Deci nu vă pot da nume. Repet, evaluarea s-a făcut în funcție de măsurile din programul de guvernare. În altă ordine de idei, eu prezint evaluarea, dar trebuie să avem un vot și din punct de vedere politic am să văd care este și părerea și susținerea pe care o vor avea fiecare din partea Comitetului Executiv Național. Deci eu nu pot să spun acum, vor pleca un număr de atâția miniștri, vor rămâne atâția. Va fi o decizie care se va lua combinat evaluare în funcție de program și susținere politică. Adică va fi un vot pentru fiecare ministru în parte din partea CEX? Vom avea o discuție pe fiecare minister în parte. Când ar trebui să aibă loc această ședință? Nu am stabilit încă data. Cum o să stabilesc, cum o să vorbesc, după ce o să vorbesc cu conducerea partidului, voi comunica data. În același timp, cred că este necesar ca într-o săptămână să avem dumneavoastră discuție. Sunteți de aceeași parte cu președintele ADN? Popescu Tăriceanu spunea dânsul că ați înțeles mesajul lui legat de un acord politic, de o pace politică, nu că n-ar fi fost guvernul pregătit să ia președinția Consiliului Uniunii Europene. Cum vedeți acel acord, mai ales că și noastră vorbeați atunci când ați fost în vizită la președintele Comisiei Europene, că este nevoie de un armistițiu acum înaintea preluării președinției? Acest armistițiu a fost cerut însăși de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Eu cred că ar trebui să luăm exemplu celorlalte state membre, care au arătat că atunci președinția Consiliului trebuie să ai consens, trebuie să ai liniște, să pui pe loc secund disputele politice, pentru că trebuie
primeze interesul național, trebuie să primeze acest obiectiv deosebit de important pentru noi. Este un examen pe care România trebuie să-l dea și când spun România, nu spun neapărat Partidul Social Democrat ALDE, cred că trebuie să ne referim la toată clasa politică și trebuie tot să dăm dovadă de mai multă înțelepciune și mai mult interes în ceea ce privește România, obiectivele pe care le are România și nu cele care țin de interesul personal. Domnul Dragnea este de acord cu acest armistițiu despre care vorbiți și dacă v-ați înțeles cam în ce puncte să-l faceți, așa cum vrea domnul Tăriceanu, pe legile justiției? Nu am avut această discuție cu domnul Dragnea, dar sunt convinsă că domnul președinte Liviu Dragnea își dorește consens pe timpul președinției, pentru că este un om politic cu multă experiență și știe cât de important este consensul în timpul deținerii președinției Consiliului Uniunii Europene.